G2A, jocuri ieftine! Jocul ăsta e un fel de fan curier simulator, oameni buni. Sunt angajat la o firmă de curierat care se numește Totally Reliable, adică este foarte de încredere și te poți baza pe ea. Problema ar fi că eu lucrez la firma asta de curierat, deci lucrurile urmează să se schimbe. Uite, un stivuitor de ăsta și este atât de roz, este atât de frumos. Păi, în teorie, eu, desigur, ar trebui să mă duc să livrez colete, pachete, scrisori și chestii de genul ăsta. Dar problema e că eu pot să fac ce vreau în orașul ăsta. Cineva a sărit acolo așa în aer foarte, foarte sus. Cineva s-a aruncat pe o trambulină sau... Uite, trambulină sau tram... E cu B sau cu P? Cu P sună destul de ciudat. Nu uita să lași un like acestui video și G2A în descriere, dar desigur că poți să faci orice vrei tu în orașul ăsta, adică în afară de a livra colete și de a munci, poți să te distrezi, poți să conduci mașini, este un avion aici, dude, hai să mergem să conducem avionul, pentru că... Și poți să cazi. Am văzut oameni care trăgeau pârțuri, dar nu știu exact cum făceau să tragă pârțuri, că eu nu știu să trag pârțuri. Da, deci oamenii poate să tragă pârțuri. Copacul ăsta este numai pe jumate intangibil, firară să fie, pentru că cealaltă jumate este tangibilă și nu pot să trec. Pot să sar gard. Oh, am sărit gardul. Gameplay! Ok, ignorați faptul că am căzut acum. Hai să mergem să conducem avionașul ăsta foarte drăguț. Ora, cum îl conduc? Trebuie să... Nu, nu te du sub el, du-te, încetează! Ajutor! M-am prins sub avion. Ok, gata, am scăpat. Bun, cred că trebuie să sar, uite aici. Uite, alți jucători! Mamă, ce fuge ăla cu... Ok, bun. Acum prind manetele. Și acum este gameplay, frate, fii antenă. Urmează să vezi un gameplay de... Avionul era buguit! Nu te du sub avion. Nu te du sub avion. Ieși afară. E firar să fie. E așa. Ok, acum sari pe avion. Sari. Așa. Acum stai așa, mă frate. Resume. Din când în când și ce se întâmplă? Îți apare cursorul pe ecran și e foarte nașpa. Voi nu-l vedeți, dar eu îl văd. Și trebuie să apăs escape și resume ca să dispară. Uite, iar a apărut. Ok, bun. Am luat asta de manete. Bun. Și îi dau tare. Îl ridic. Și am decolat, oameni buni. Vreau să știți că sunteți foarte mândri de mine. Și acum îl întorc. Asta e marginea hărții. Nu e bine. Am încercat, dude, cad de la distanță foarte mare. Oh my god, hai să dăm respawn at headquarters, pentru că trebuie să mă respawnez aici, pentru că nu voiam să notă de acolo așa. Dude, este imposibil să-l controlezi. E o manetă aici și vreau să o apuc, alo? There's a first time for everything. Trebuie să livrezi coletul. Dar unde? Deliver to the secure... Wait, aici? În față? Gameplay. Plus 0 dolari? Ce? 0? Stai așa să trag de manetă. Bun, și am luat ăsta. Poate nu l-am livrat destul de repede. Bă, dă-te din calea mea că am un colet de livrat. Gameplay. Hei, dă-te mai încolo, firar să fie. M-am blocat! Ajutor! Uau, e un urs! Roz aici dintr-o dată. De fapt este un pic mai mov. Dude, ajută-mă, m-am blocat. Trage-mă, dude. Ce faci acolo și-a jos? Oh my god. Jucul ăsta este plin de buguri, dude. De ce nu ai vrut, mă, să mă ajuți? Aici, acum te miști, a? Când m-am respawnat eu, ai de ce să te miști? Ia treci tu încoace că ți-arăt eu ție cine-i șeful. Ia, treci încoace. Dă drumul aia, vino încoace. What the fuck, ce trage nebunul? Treci în coa... Firar să fie. Ok, asta arată un pic cam ciu... Știi ce? Nu mai vreau să te ating. Du-te undeva unde ai vedea cu ochii, pentru că nu mai vreau să fiu prieten cu tine. Voiam doar să-ți fiu prieten, chiar dacă arăta de parcă voiam să te răpesc, ok? Voiam doar să-ți fiu prieten, da. 0 dolari. Bă, dar n-am livrat nimic. De ce mi-ai dat 0 dolari? Am intrat sub mașină? Oh my god, intră în mașină, dude. În... Nu așa. Așa, perfect, bun. Și acum apuc-o de manete. Gameplay. Bun, hai să mergem să vedem ce putem să descoperim pe harta asta, știi? Cu mașinuța.
Oh. Ok, e ok pentru că putem să întoarcem vehiculul dacă, da, dacă intrăm în probleme. Deci nu e atât de grav, nu este atât de grav. Stai să punem frână. Am zis să punem frână, mamă, ce frâne inexistente are mașina asta stupidă. Ce, ce fac la spawn, frate? Vreau și eu să merg, vreau și eu să merg cu, cu oamenii, să descoperim chestiile, trebuie... Oh, era să te, era să te lovesc. Ai apărut din senin, ok? Deci, în, în apărarea mea, ai apărut acolo așa din senin când nu trebuia să... Oh, am o iede... Ok, să sperăm că mașina mai funcționează. Hello? Apuc-o ea. Așa, perfect, bun. Și acum dă-i în... Hello? Dă-i în față și dreapta, stânga, Dude, s-a bucuit mașina, nu mai funcționează! Poate... Știi ce? Da, este stricată, este stricată și nu, nu vreau să o mai conduc. Hai să mergem la... Uite, e ceva acolo pe acoperiș. Hai să mergem la ăștia să vedem ce fac. Ce-a fost... Ce-a fost faza aia cu canalul? A sărit a gaura de canalizare când am călcat pe ea, dude. What? Ce canale de 2 bani? Eu mergeam bine, mersi, era să crăp, dude. A, uite, l-am găsit pe fraierul ăsta. Treci mă încoace. Treci mă încoace. Oh, ai sărit gardul înainte să te apuc eu. Băi, stai, vreau și eu să... Oh, e un balon cu aer cald. Vreau și un balon cu aer... Vreau un balon cu aer cald, dude. Stați! Stați, așteptați-mă! Firar să fie! Dude, așteptați-mă și pe mine! Cum ai putut să sari gardul ăsta? Eu asta nu înțeleg. Jocul ăsta e atât de bulangiu. De ce umbrelă stupidă aici? Dude, așteptați-mă și pe mine! Hei, 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 am venit! Coboară înapoi jos! Coboară înapoi! Oh, țucate artata, chiar ai coborât! Dude, ce greu se controlează! Gata, putem să mergem! Hai să mergem, dude! Nu știu unde mergem! Ridică-l, frate! Așa, așa! Păi, ar trebui să ne ținem de ceva. Ridică-l, mă, mai sus! Alo? A... Dude, mi-e frică să mă mișc pentru că caracterul se controlează foarte iurea. Ok, las-o și pe aia să se... Care-i, care-i trasul pe aia? Care-i... Bă, știi ce? Lasă-mă că conduc eu. Conduc eu, eu, eu! Eu, ok, fii antenă cum se conduce, fii antenă. Mamă, toată lumea e aici. Ok. Păi, cred că apeși pe E ca să se ridice. Și pe Q ca să coboare. Problema e că ești autist și l-ai băgat în gard. De ce se întâmplă aici? De ce a venit cineva cu ursul? Care a tras iar... De... Ok, știi ce? Condu-l tu, ridică-l tu dacă poți. Vezi că nu funcționează, că e blocat în gard. Deci nu funcționează că este blocat în gard. Poate, poate e prea greu. Bă, ridică-l și tu de... Ridică-l de undeva. Împinge-l. Dacă tot te-ai dat jos, împinge și tu ăsta. Haide, te rog. Dude, încercăm, dar nu reușim. Dude, lasă-mă, gata, 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 e rândul meu. E rândul... Dă-te, dă-te de aici și-a. Ui, a, a reușit, l-a ridicat. Hei, domnișoară, sunt doar eu și cu tine aici în momentul ăsta. Am scăpat de amicii noștri. E foarte romantic aici la înălțime. Bă, unde mă urci? E foarte romantic aici la înălțime. Ui, bă. Ah, ah, stai să nu cad. Oare pot să o arunc jos? Oare... Uh-oh. Oh, oh, balonul meu pică, stai. Apucă balonul, nu cădea. Nu cădea cu balonul, dude. Ok, ridică-te înapoi, balonule. Ok, am avut dreptate pe E, îl ridici. Am furat balonul! Oh my god, asta e genial! Jocul ăsta e atât de stupid! Dacă vă place, oameni buni, să lăsați un like! Bă, ce se întâmplă? Se buguiește balonul! Uh-oh! Nu mai funcționează, nu se mai... Dude, dacă... Nu ateriza cu balonul, te rog, dude! L-am furat! Nu ar trebui să aterizez cu el, pentru că o să mi-l fure înapoi! O să-l lovesc de munte! Uh-oh! Ok!
Nu știu cum aș putea să-l întorc, frate. Cred că balonul e o cauză pierdută. Deci nu știu cum să vă zic, dar balonul ăla este prea greu de controlat. Hai să mă întorc undeva. Oh, uite o mașină, da. Asta voiam să zic. Am văzut o mașină în timp ce eram în balon și mă plimbam pe aici și ar trebui să mă duc la ea, pentru că ea e sigur mult mai ușor de controlat decât balonul ăla stupid. Bă, ce se... este lag, dude. Așa, bun, m-a apucat bine. Ui, stai. Mă, da, dacă gen... No, trebuie să țin cu mouse-ul apăsat, ok. Vrei să te urci tu? Îmi pare rău că ți-am furat balonul, dar problema e că se mai întâmplă... Oh no, dude! Te rog, să nu fie blocată. Come on, nu fi blocată, mașină stupidă! Dude, ce mașină de 2 bani! Și nici nu pot să o agăt, să o trag, pe bune? E bine, voi coborâ munte... Oh, Doamne Iisuse, ce gunoaie sunt aici! Voi coborâ muntele așa cum făceau strămoșii noștri, căzând și rupându-și gâturile. Da. Oh, nu, te rog, nu în apă, nu în apă! Oh, am fost atât de aproape, ai văzut? Ok, nu știu cum pot să ies din apă. Asta era problema mea, știi? Că nu sunt făcut din zahăr, nu mă topesc, dar problema ar fi că dacă nu mai pot să ies din apă, după aia trebuie să dau respawn. Și nu vreau să dau respawn. Unde s-a dus, mă, toată lumea? It's skiing season, time for some fresh skis. Ce? Nu ne interesează de skiuri. Skiurile sunt foarte nasoate. Bă, ce? Ui, stai, pot să-mi... Oh! E un tun aici? Ui, pot să mă arunc cu tunul cum a făcut ăla? Left shift to launch. Stai, că trebuie să mă urc în el prima dată. Nu mai sări. Oh, yes, gameplay. Wow! Uite-te la mine cum mă învârt în aer și practic sunt în cădere liberă. Ajutor, dude! Oh my god, n-ar fi trebuit să supraviețuiesc la căderea asta. Dar cumva am făcut-o. Bă, așteaptă-mă și pe mine, așteaptă-mă! Vreau și eu să vin cu... Oh, Doamne! Vezi că chestia aia e foarte periculoasă. Hai, mergi! Mergi că mă țin de ea. Ui, păi, am apucat-o de manetă. Ok, oh. Vrei să mergi? Oh, hey! Se confiscă, fraiere. Oh, Firar, am pierdut maneta. Dă-te încoace, că eu o conduc. Dăm drumul, băi. Așa? Gata. Gameplay. Poți să claxonezi? De ce ai venit? Dude, încetează, nu mai ridica chestia atât de sus. Ui, eu am făcut asta? Nu sunt... Cred că am tras un pârț. Nu sunt sigur, cred că am eșuat livrarea. Bă, ce Dumnezeule mare am făcut cu asta? Este vina ta, dude, dispari, este mașinăria mea acum. Este... Dă-te din calea mea! Oh my god, manevre evazive. Uite, mai este altă de asta, du-te la ea. Oh, fuck! Oh, nu, s-a stricat, dă-te de aici așa. Lasă-mă să ies. Dă-mi drumul, dude. Dă-mi drumul, lasă-mă în pace, te zic. Te zic cuiva căruia o să-i pese probabil. Oh my god. Îmi place jocul ăsta. Este exact jocul pe care îl căutam, frate. Este jocul care îmi face ziua mai bună. Și o să ne revedem pe data viitoare.